Tinerii liberali au monitorizat exportul de mașini Dacia pe la punctul de trecere a frontierei Nădlac timp de 3 zile. Scopul a fost acela de a face un calcul al pierderilor bazat pe afirmațiile directorului uzinei Dacia. Acesta afirma că din cauza inexistenței unei autostrăzi de la Pitești la ieșirea din țară, uzina pierde câte 30 de euro pentru fiecare automobil. Din datele culese am ajuns la concluzia că în cele 3 zile monitorizate prin județul Arad au trecut un număr de 1510 mașini, raportat la pierderile anunțate de directorul uzinei de 30 de euro pe mașină. Am ajuns la concluzia că în cele 3 zile s-au pierdut undeva la peste 200.000 de lei, ceea ce în salarii medii brute pe economie la nivel de 2015 însumează 83 de salarii luni. Problema fabricii de automobile este aceea că autostrada Pitești-Sibiu este încă un vis îndepărtat. Guvernul forțat de Uniunea Europeană a trecut în masterplanul pe transport acest obiectiv, însă el se află abia în faza licitației pentru studiul de fezabilitate. Au demarat studiul de fezabilitate pentru construcția acestei autostrăzi. Au demarat licitația. În acest moment licitația se află într-un stadiu de contestație. Contestația nu se știe cât va dura, poate să dureze 6 luni, un an de zile, iar după ce se va finaliza contestația, va da câștigătorul, va trebui să înceapă lucru care durează încă un an și jumătate, studiul de fezabilitate, iar după terminarea studiului de fezabilitate, efectiv licitația pentru această autostradă, ceea ce duce, după cum vă spuneam, după mine, realizarea acestei autostrăzi după 2020. Tronsonul Pitești-Sibiu face parte din autostrada A1, care pune România pe cursul coridorului 4 pan-european, pe distanța Nădlac-Constanța.